Bună ziua, domnul director de turneu Gheorghe Borțan. Ne aflăm în fața celei de-a 8-a ediții a Press Cup Dr. Oetker. Da, mă bucur că și de această dată particip la acest eveniment deosebit, Liga Jurnaliștilor. Este o competiție care deja a devenit tradițională. Ne-a bucurat faptul că la start a fost tablouri destul de mari, de 16 atât la băieți cât și la fete. Meciuri interesante, chiar jucători care au făcut și performanță. Și mă bucur că timpul a fost de partea noastră. L-avem pe marele Ilie Năstase alături de noi la această competiție. A mai fost de altfel și la ediția inaugurală împreună cu președintele George Cosac. Da, este o bucurie mare să avem cel mai mare jucător al tuturor timpurilor, excelența sa Ilie Năstase, care de fapt onorează foarte multe evenimente organizate de Dr. Oetker, fiind și foarte buni prieteni. Ne bucură că și de această dată este alături de noi și cu sprijinul companiei Dr. Oetker, reprezentată de domnul director general Ioan Cozma, toți jurnaliștii participanți se pot bucura de un weekend superb la Păstrăvăria Brătioara și de meciuri interesante care se desfășoară în fiecare an înaintea marilor evenimente internaționale care se organizează la Tenis Club Curtea de Argeș. Organizarea, compania Dr. Oetker, de la an la an ne oferă condiții din ce în ce mai bune, însă nivelul calitativ al jurnaliștilor crește. Da, întotdeauna a fost destul de ridicat. Absență remarcabilă este Mândru, care este în Georgia, am înțeles, la o competiție tot sportivă, comentează, dar nu s-a simțit atât de mult lipsa, că ceilalți au făcut față cu brio întrecerilor viu disputate la această ediție a 8-a a Press Cup. Domn profesor, vă mulțumim și suntem onorați că dumneavoastră organizați turnee ITF, turnee mari și ați fost director de turneu și pentru competiția noastră. Mă bucur că participăm cu toții să facem evenimente deosebite și începând din luna iulie și luna august avem două evenimente internaționale, Argeș Cup rezervată juniorilor de 16 ani băieți și fete din calendarul Tennis Europe, iar în august va fi competiția internațională din calendarul ITF rezervată seniorilor cu premii în valoare totală de 15.000 de dolari. Mulțumim, domn profesor, și multă baftă!